A fost mare interes din partea copiilor pentru a vedea filme care odinioară bucurau sufletele părinților lor. S-a întâmplat la Pitești, la Centrul Cultural Județean, acolo unde și în perioada următoare vor rula filme care au marcat generații întregi. Pentru că rulează în aer liber, condiția esențială este ca afară să fie întuneric. Câinii nu-i mușcă pe copii. Copiii sunt buni. Dar pe oamenii mari? Pe oamenii mari, da, dacă zăi. De ce nu-i lăsați? Pe cine? Pe oamenii răi? Nu, pe urșii și pe lupii care fură oi. Păi cum se dresă? Așa bine, vă faceți prieten cu ei și gata. Câinii ce face? Gabi, tu de pe bunico? Da. Nu ține minte că avea 2 ani și jumătate. Da, aveau căciule negre. Aha, vezi? Câți ori au căciule negre. Mama și-a înscris videoșii, Gabi și cu minte. După Maria Mirabela, Veronica sau Păcală vor fi prezentate filmele De ce are vulpea coadă, Mihail Câine de circ și Aventurile lui Țuțu, capodopere ale cinematografiei naționale așteptate de copii. Am venit cu fratele, cu nepoțelul meu, că am vrut să vin, pentru că nu știam ce film e și eram curios. Tu? Am vrut să văd ce film era, pentru că nu știam ce și am văzut că îmi plăcea. E frumos, îți place? Da. Pe mine mă cheamă Teodora. Și pe mine Delia. Pentru că îmi plac foarte mult filmele românești. Serios? Serios. Ce îți place așa de mult la ele? Pentru că sunt foarte vechi și foarte țărănești. Ideea Consiliului Județean din Argeș ca organizator este simplă. Copiii să evadeze din jungla urbană, în care există doar tablete și telefoane, și să descopere bazmele și poveștile ascunse în paginile cărților și minunatele obiceiuri și tradiții din satul mirific al bunicilor.